Salutare, prieteni! Astăzi suntem la mătușa mea, la doamna Stella. O vedeți dumneavoastră? Da, ziua lui nepoata mea, Maria. Deci este ziua lui Maria, lui nepoata ei. Cred că ați mai văzut-o pe Maria, prieteni. Ați mai văzut-o cu mine în filmulețe, dar mai de mult. O să vină și Maria acum, ca să o vedeți și dumneavoastră. Uitați, aici a pregătit ziua ei. A pregătit Marița. Ce ai pregătit, Marița, aici? Ia spune. Marița este mama ei, prieteni. Pui la grătar, pește la grătar, carne de vită, carne de porc. Mulțumim frumos, uite, așa a pregătit. Da, domnul Ion este cuscro. Da, domnule, multă sănătate, bucurie. Doamne, multă sănătate și dumneavoastră. Să trăiți la mulți ani. Ia să vedem pe Maria. Ia vedeți-l. El e bădiță. Ia uitați, este Maria, e ziua ei. Hai să-i spunem la mulți ani, prieteni. La mulți ani, Maria. La mulți ani. Da? Nu, live, mă, mitele. Nu e live. Îi zicem lui Maria la mulți ani. Ia vino, Maria, mai aproape să te bată și prietenii mei. Uite, a deschis ei. I-a făcut așa un lanț. Unde? Ia uitați, i-a făcut cadou. Deci l-ai primit cadou de la iubitul tău, da? De la Dani. De la Dani, prieten. Vino cu Albina, vino cu a. Uitați, invitată și Alina la ziua ei. Reprezentanta romilor. Vino cu aici, Alina, mai aproape. Hai, Alisa, și tu mai aproape. Ia veni și voi, fetele, mai încoace. Ea este nora lui Tao, prieteni. Adică este tot... 25 și 26. Logona are. Dar este tot nepoata lui doamna Stella. Ele sunt fetele, le-am chemat aici ca să le vedeți și voi. Cea mai tare nuntă pe 25 și 26. Invit atunci Stella, invită la logona asta care e, invită toți țiganii care se uită la noi. Să vină toți țiganii din toate județele, avem cea mai tare nuntă la Tao și la Carbon, pe 25 și 26. Cine ne cântă la nuntă? Cine? Țancă Uraganu. Deci vedeți, prieteni, o să cântă la nuntă Țancă Uraganu. Vă invităm pe toți. Și Monica Lupșa, da? Ăla-i mai de-al nostru, de la Timișoara. Uitați-l și pe vorul meu, pe Mitel, prieteni. Îl mai știți pe Mitel, că l-ați mai văzut. Le-am tăiat oile alea grase, Mitele. Ai venit la mine atunci cu oile, cu erghirea de oi. Da, am zis că la mobilă. Am zis că mai mergem la mare și n-am mai mers. Uitați-l și pe domnul Bil aici. Da, bubătarul tău unde e reu? Aici este de fapt la Bil acasă. Vedeți, prieteni, că este fata lui. Care este ziua ei, eu da? Eu sunt la muiere acasă, că sunt ginere în casă. A, lasă acum, tu nu mai spune treaba asta. Păi cum să nu spun? Ia bine, și uitați-vă și pe nepoțelul lui, păi, prieten. Iacob. Hai. Iacob. El este Iacob, prieten, vedeți ce ochi are, ce frumos e. El e născut în seara de Sfântul Ion. Deci vedeți ce este născut. Hai, Luminița, vino în coace. Și ea, prietenea, este fina mea, Luminița. Da, e fina mea, dar vino mai aproape, așa vino. Că pe ea o... Da, vedeți, prieteni, fetele. Nora lui Alin, fata Luminii. Ia-mi-le. Luminița, ia vino cu acea mai aproape. Pe Luminița. Da, de la bunica ta, de la Ileana, te cunoaște toată lumea de pe vlog. Ea este Alisa, prietene. Are cont de YouTube? Da. Ia spune contul tău, hai. Alisa de la Strehaia. Deci Alisa de la Strehaia, prieteni. Vă recomandăm, nu e problemă, că ea are contul ei de YouTube. Ai și tu contul tău, Luminița? Nu, eu cu bunica. Nu ai? Tu cu bunica. Zic cu bunica, cum o cheamă? Ileana de la Strehaia. Deci Ileana de la Strehaia, prieteni. Vă rog să vă, și vă invit să vă abonați la conturile lor de YouTube.
Așa, ia zi, Nini, și tu ceva. Este la ziua lui Maria să petrecem, îi urăm la mulți ani. La mulți ani, la mulți ani, Doamne ajută. Toate bune. Toate bune, ne-am distrat, am mâncat. Da, uite ce ați mâncat, mă, ați mâncat aici. Numai porc, numai astea. Dacă veneam cu bucătarul aici, știi ce vă pregătea? Înnebunea bucătarul. Doamne, vă pregătea numai carne la grătar. Da, sună și este foarte ocupat. E ocupat. Nu că bucătarul ăla știe să pregătească numai oi. Oi. Păi bă, aia, vă pune carne pe grătar. El nu știe să facă miei, porcei, pui. Ăla e specialist numai oi. La anul o să-l invităm, la anul. Ăla te-a mâncat. Leo, ăla te-a mâncat. Îl anuntă mai bine. Oile, ți-a crescut diabetul 500 din cauza lui bucătarul tău. Cred că și patrona din cauza el la spital. Te-a distrus bucătarul tău numai cu carnea de oaie. Ți-a crescut diabetul 500 din cauza lui. Numai de la carnea de oaie. Cred că trebuie să schimbi bucătarul. Să fie al bucătar. Păi și pe patrona. Care știe să facă vită și pui. Da, uite, patrona s-a umflat ficatul nea. Din cauza de oi. Da, cred, nu știu, de la oi. Din cauza de la carnea de oaie, da. O ciorbă de fasole, o ciorbă de domnul Leo, numai carne de oaie. Bucătarul de vină, trebuie să schimbăm bucătarul Leo, că nu-i bun, nu-i bun. Ioane, dar mănâncă și tu ciorbă de fasole, altceva, nu mai mânca carne, de ce mănânci? Nu ne simți. Vin, vin, vin. Doamne ajută, Doamne ajută. Păi după ciorba de fasole mai putem să mai dăm să mai mâncăm carne, care are ciorba de bie și ăla de are alte grupe, mai multe vegetale. Vegetariani. Bravo, vedem ce vegetale mâncăm noi, doamna Stella. Văd aici, uite aici. Multe de cuțe. Ba nu, îmi pare rău, uite aici vegetalele, salată, pește. Dar nu s-a atins nimeni de ele. Nu. Păi vezi? Păi vedeți? La regim. La regim. La regim. Adică numai cine mănâncă... Fructele la regim și carnea meniu principal. La micul de exemplu. Asta e treaba. Cele mai bune astea sunt fructe de coteț. Cele mai bune fructe de coteț. De coteț? Da. Deci chiar e tare asta, fructe de coteț. Vedeți și voi. Cele mai bune. Mușchiul cum e, prieten, vedeți? Bucăți mari, lați mici. Șuncă două ouă, micul dejun. Așa face și acum patrona, face micul dejun. Da, cu șuncă și două ouă în tigaie. Ce mai vrei de atât, Ioane? Da? La țigani, dacă nu mănâncă două zile carne, e problemă. Da, cine, auzi, cine-i băiatul ăsta, doamna Stella? Cine-i băiatul ăsta? Păi și de ce nu-l prezint și pe el? Cum îl cheamă? Că... Serios? Abi! Mamă, prieten! Deci, prieten, el este Abi. Ați auzit? Liderul femeilor. Ce? Liderul femeilor. Mamă, ce omoară, Madalina. El este ginele lui Mitel, prieten. Vedeți, lui Mitel? Deci este soțul lui Madalina. Lui Madalina, lui Mitel. Da, e tot neam cu noi, știu, cum să nu știu, da, e neamul nostru, Stele, dar vezi ce frumos e. Da, ascultă-mă, da, vezi că e frumos cum eram eu pe timpuri, se vede că e neam cu noi, serios. Nu e așa, nea romane? Hai, să capta lângă moțe, adică nine gaze. Asta este rânza care o prezentăm și este tradițională. Ia mănâncă o bucată să vedem ce gust are, să ne spui și nouă. Păi gustul simte, nu simte toată lumea. Nu, ia iau aici mitele și mai prezint-o aici la noi, pentru ca să vadă și prietenii noștri, dar oricum prietenii noștri știu. Pentru că rânza este la noi tradiția, obiectul principal. O rânză de-a noastră tradițională țigănească, care se prepare, de Crăciun. De la Crăciun până acum asta a stat la fum și la macerat. Ia uite să vedem. Uite, a stat la uscat, vedeți că nu e moale, prieteni. Este produs crud uscat. Dar chiar, tai o felie ca să bată și prieteni. Este un produs crud uscat. Este un produs crud uscat care... E, vedeți, prieteni? Deci este... Asta va trăia și vouă, Mintel v-a dat o felie de rânză, ia vedeți.
Gata, ați luat-o? Este ca un prosciutto crudo, este minciună prosciutto crudo pe lângă rânda noastră țigănească. Ar trebui și noi să promovăm rânda noastră și să facem un brand, să facem marca înregistrată și să o punem în magazine la vânzare. Noi nu vindem, o mâncăm noi. Noi nu mâncăm noi. Domnul Delcu de la Sibiu a făcut chestia asta, care a făcut marca înregistrată pentru produsele noastre țigănești naturale. Așunem-s-o pe Nelo Rom, ca ta șavale. Rețeta e Romaia Marisă, ca de-aia pe Romaia, felia rânda așuti, aparu mult, ca de-aia sunt romane. Anta mă și n-au cătă le romengă. Nu, e ta și cătă le bilată. Rețeta mă linii, ia să mănânce și nepotul nostru. Băi, Mitele, eu vreau, stai așa. Eu vreau să-mi tai, dă-o mai departe, să-mi tai o felie mai subțire, cum să taie prosciutto ăla. Da, corect. N-am de asta, n-am aparat de la de pe aia. Nu trebuie aparat, că n-ai cuțit. Așa, Michele, așa. Păi știi de ce? Eu vreau mai subțire. Că n-ai maledant. Înțelegeți? Sunt în lucrare cu dinții, prieteni. Vedeți, prieteni? Chiar Michele, taie și ce o bucată. Da. Taie și mie, uite așa o felie. Ioane, e al doilea pahar care îl bea acum. Domnule, ești regele nostru, prințul nostru. După rânda noastră tradițională din Bunici, să beau un pahar de vin. Hai, bag un pahar în mine. Hai, noroc, Doamne ajută, sănătate, la mulți ani, să străiască Nora, la mulți ani, sănătate. 22. Bă, 22. Asta, 22 suntem acum, 22 vine la... Mai avem 6 luni de zile și luăm Nora de la Bill, de la Cuslu, facem nuntă frumoasă. Ne ajută Dumnezeu la toată tradițională să bea vin rus. Auzi, Joane, dar la nuntă ne bagi niște... Ne ajută să bea un par, da? Ne bagi niște rânze de asta. De plăcerea ta, de prezența ta, de onoarea ta, bea un par de vin. Mulțumesc frumos, Doamne ajută. Șeful nostru, reprezentantul nostru pe din toată Europa. Doamne ajută, mulțumesc frumos, noroc, sănătate. Ai beat-o parul, tot până la capăt. Da. Tot. Bine. Da. Bravo. Copulica ta se uce. Hai mișto, tavolă. Dragul Claudiu. Deci a trebuit să bea paharul, Marică, că asta e, n-are ce să facă. Vedeți, soția lui s-a supărat ca să nu bea două, trei pahare. Vreau să bea și unul. A, asta e problema. Noroc, Doamne ajută, foarte bine. Și râza o mănânc toată, domnule, și felia de... Mănânc-o toată, că trebuie să o mănânci. Uitați, doamna Stella, prieteni. Maria. Mâncare în beulă, Maria, să fie sănătoasă și vă invitați la să fie sănătoasă, vă ajută Dumnezeu și Maica Domnului, că păi mâine Sfânta Maria Mică pe 8 septembrie. La mulți ani tuturor. Să ajută la toată lumea. Mergem și la mulți ani toate marilor și toți țiganii din toate județele care cunosc să fie sănătoși. Să le ajută Dumnezeu la toată familia lor, să ajută și la copiii mei și vouă. Doamne ajută, Stella, Doamne ajută să trăiesc, să fii sănătoasă, la mulți ani tuturor mariilor și la mulți ani și lui mama mea, lui Maria, că este și ziua ei, și lui Maria, nora ta, Ioane, la mulți ani tuturor, le dorim la mulți ani, prieteni. Uitați aici pe moșul al bătrân, pe Bulibașa, Nea Roman. Salută, prieteni! Când era el odată, forță, prieteni, forță era. De serios. Tot așa e și acum, dar din păcate a mai îmbătrânit. Cu Nini? Da! Ce, ia zi, domnul Nini, cu gheață. Pregătim scripturile aici pentru dumneavoastră. Ia să vedem. Uite ce face Nini. Bine. Dacă faci șprițul așa, Bilă, pune și mie jumătate de pahar de vin. Păi dacă îl văd așa cu gheață, Ioane. Păi n-a fost vorba așa, dar acum, uite, cine rezistă? Cine rezistă la tentația asta, uite, cu gheață? Bagă gheață, bagă. Uite rânză aici, domnule. Și o felie de rânză. Mai avem, domnule.
No. Ce faci, Alina? Deci ai făcut spritul? Ăsta e nepotul lui Calu, băia fi, băia de 900. Nini. Ia să vedem cum mai taie prosciutto. Subțire, mă, de tot. Subțire vrea domnul Leo. Așa, mulțumim frumos, uitați, mai mâncați și voi, prieteni. Uitați. Uitați, prieteni. Vă arăt cum arată o felie de rânză, dar uscată. Vedeți? Asta e pe bune rânză. E pregătită. Dar de unde e rânza asta? De la cine, doamna Stella, sau de la Ion? Nu, e de la doamna Marița. De la Marița, serios? Da, mulțumesc frumos. Bagă și gheață, dar vreau apă. Bagă jumătate apă în ea. Are. Am băgat, n-ai băgat apă. Atâta de zis. Mai pune apă. Domnul Leo. Mai pune apă, nimeni. Mai pune puțin, fă mai subțire șprițul. Da. De vară, vreau. Așa că eu nu sunt atât. Eu nu prea le-am cu băutura, dar să dau și eu noroc cu voi. Puneți-vă și vouă o pahare. Nu mai am. Pune aici, treci mitele acolo. Treci mitele aici. Mă, dar de ce mergeți cu spritzul așa? Aaa, păi da, e și domnule. Domnule, papi stă mai departe de noi. Din cauza asta, papi. Papi nu ne bagă în seamă, papi, da. Nu mai am și eu, papi, să beau și eu spritz. Este cu Tarzan. Uite, dați, uite, mitele. Dă-i mitele paharul tău unde. Nu mai am pahar. Adu pahar. Cine n-am băut și paharele, domnul Mitel. Mitel a dus pahar acasă. A dus paharul. Nu, domnule, l-am dus pe aceea și l-am pierdut. La Maria. Uite-l bă, acolo, pe călătorie. Mitele, dacă mai ai ceva de transmis la prietenii tăi, salutăm. Mai ai ceva de transmis? Domnul, hai, la mulți ani, la mulți ani! La mulți ani, prieteni! Hai, noroc, Bilă! Hai, Bilă, pune și tu un pahar! Bine și tu un pahar! Mai am ceva de transmis pentru toată lumea care ne vede. Ne urăm sănătate, bucurie și fericire pentru toată lumea. Și noi să fim sănătoși. Toată lumea să fim sănătoși și la pungă groși. Să conectează grafis la familie. Da, prieteni. Că familia este pe primul loc. Noroc, sănătate. Doamne ajută și multă sănătate. Ce film are Diego de Barala? Să e granul. Ne-am simțit așa. Mă, să știi că a fost... Domnul Leo, da. Uite, domnul Papi să supără. Vreau să facem un cărul, să facem... Da, vină încoace să bem un pahar cu tine, domnul Papi. Hai, Papi, facem un cărul. De ce nu te-ai dus la Sibiu la domnul Medelu? Nu m-am dus, n-am știut. Uite, era doamna Ivelea că a avut probleme ceva și nu ne-am mai dus. La festivalul la Bucătarea cu la domnul Medelu. S-a dus domnul președinte Cătălin, s-a dus domnul Ivelea la Mairei. Trebuia să mergeți și voi de la Strehaia, din partea Olteniei. Dar noi nu ne-am putut să ne ducem, că avem pe șeful nostru, doamna Ileana, domnul da, Conea. Da, domnul Conea, da. Domnul Conea, care mai avem niște probleme și o să mergem împreună. Da. O să mergem până sărbători, nu, până sărbători mergem cu doamna Ileana, domnul Conea, o să mergem acolo la Sibiu până sărbători. Da, a fost domnul Cătălin Mătase, care a ținut locul pentru toată Oltenia, el e bunibaja. Nu, este reprezentantul. Domnul Cătălin Mătasa, să trec. Aici domnul Cătălin Bulibașa. Nu e planul. Da, e și lider pe toată Oltenia. Bă, a fost Bulibașa din tată în fiu. Corect. Bulibașa rămâne domnul Cătălin. Da, domnule, e corect, dar avem și noi al nostru pe judecă. Pe Țucăle, pe Țucăle, pe ține. Avem pe domnul Țucăle. Pe domnul Țucăle, pe domnul Conea, da. Dar lasă pe domnul Țucăle. Doamna Ileana, care este șefa noastră. Da, doamna Ileana, știm că este doamna președintă, dar de domnul Țucăle știu că mănâncă oi ca mine și ca bucătarul. Domnul președinte Țucăle, da. Da, tot timpul mănâncă oi, taie ou. Mă lua din pământ. Da. Domnul președinte Țucăle să țineți oi. Problema e că Țucăle... Mănâncă oi, dar le mănâncă singur. Nu singur, cu prietenii. Le mănâncă cu prietenii, Mitele. Păi, de ce nu ne cheamă să mâncăm și noi? El vă cheamă pe toți. Are bunăvoință de tot. Dar dacă aveți treabă, nu aveți timp.
Nu puteți, el nu poate să... Știu, da, așa e. Dar el se respectă în fiecare săptămână, își ia câte o oaie. Cred că trebuie să vorbim cu Țucăle, că nu prea ne mai cheamă pe la el să mâncăm noi din mâine. Dacă e președinte, președinte. Nu mai, cred că facem moțiune de cenzură și îl schimbăm. Mitele, nu, 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 nu îl schimbăm pe domnul președinte. Doi oi, doi oi, doi oi, doi sau doi oi? Doi oi. Stai puțin, domnule o, stai să vorbesc în vocabularul. Doi oi sau doi oi? Doi oi. Doi oi. Doi oi, doi. Doi oi. Dom'le, omul a zis pe 8 septembrie. Doi oi. Doamna, doi oi. Doi oi sau două oi? Două oi. Cum să pronunțăm? Hai mai bine, mai bine spuneți două oi. Hai să întrebăm, nu. Mai gramatical, Ioane, sau hai să întrebăm prietenii mei de pe YouTube. Să întrebăm cum să acesta. Că domnul președinte al nostru Țucăle, nu știu cum să vă exprim acum, două oi sau doi oi? Așteptăm mesaje de la voi, prieteni. De pe 8 septembrie, adică miercuri, domnul președinte taie două oi sau doi oi. Da. Să ne invită pe toți să bem, să mâncăm, să sărbătorim ziua de Sfânta Marie. Și mulțumim lui Dumnezeu că suntem sănătoși. Mulțumim la mulți ani. Și lângă familie și Dumnezeu să ne ajute la toată lumea. La toată lumea, nu chiar și ție. Nu știu cum se două oi sau doi oi. Așteptăm mesaje de la prieteni să ne scrie, că nici eu nu știu, chiar nu știu. Deci, domnul, cum să spune, doi oi sau două oi? Așteptăm mesaje de, să vedem cum se spune corect, două oi sau doi oi? Sau doi oi. Comentarii așteptăm. Corect. Atât, prieteni. Doamne ajută. A fost pentru astăzi. Hai la mulți ani încă o dată, Ioane. La mulți ani, Maria. Gata, noroc. Hai, Romane, noroc. Gata, noroc. La mulți ani, prieteni. Și vă mulțumim că ați stat și ne-ați urmărit. Ați urmărit ceva în exclusivitate, că nu toată ziua ne întâlnim. E ziua lui Maria, lui nepoata lui doamna Stella. Oile. Oile. Păi așteptăm oile. Vedeți, prieteni, aici este vorul meu Mitel. Da. Vă mulțumim, prieteni, că v-ați uitat. Bilă, tu ai ultimul cuvânt. Tu ești gazda din seara asta. Mulțumesc că ai venit de ăla. Pe 8. Da, și noi îți mulțumim că... Și noi îți mulțumim la mulți ani lui fata ta, lui Maria. Doamne ajută să-ți trăiască nevasta Marița, vara mea. Mai am și eu ceva de spus? Da, Mitele, zi. Pe 8 septembrie de Sfânta Maria Mică, ne vedem cu toți prietenii din toată țara la Mănăstirea Bistrița, la Horezu, la Vâlcea, unde acolo să vină toată lumea într-un număr cât mai mare, să ne mai vedem și noi unii cu alții, prietenii. Da, eu știu că tu ești prieten cu moldovenii tăi de la Iași. Eu sunt o să vină cu toți... tot bapamondul ăsta. Să adică vină și România și străinătatea. Toți suntem oameni. Eu am prieteni și în America, am o grămadă de prieteni și în America, țigani de-ai noștri, în Ungaria, în Bulgaria. Deci, prieteni, vă așteptăm pe 8 septembrie la Sfânta Maria, prieteni. O, Marița, vino încoace, ea este vara mea, prieten, ea e Maria. Maria, unde fugi? De ce tot fugi de cameră? Ea este Maria, care e ziua ei, prieten. Da, ea e sărbătorita și ea este Marița. Mergem la Sfântă acolo. E verișoara mea, prieten. Să ne rugăm acolo, Dumnezeu, să fim sănătoși. Să ne scapă de... Doamne ajută la mulți ani, Marița, să-ți ajute Sfântul și Sfânta Maria. Să trăiască fata ta și Doamne ajută!